Supărat că l-a părăsit soția, bărbatul s-a dus la chioșcul din cartier, a cumpărat spirit și chibrituri și și-a dat foc la mașină, însă nu înainte de a-și face curaj cu câteva cutii de bere. De asta a dat foc la mașină? Da, eu am. De ce? Da, da. De asta? Da. Cine v-a supărat? Ia? Sigur? Uite, bă, ce lucru. Ați băut înainte? Multe. Multe și ați băut? Ați băut? Caramele. Caramele? Da. De ce v-ați dat foc la mașină? Da, dracu, ce am făcut. Veneam de la grădiniță și dânsul s-a dus și a luat o sticlă de bere de la chioșc și o sticlă de spirit. Cu ea în mână și cu niște chibrite, a vărsat acolo și a zis că își dă foc la mașină, după aia își dă dânsul și pentru și el, și își dă foc. Și în momentul ăla n-am avut telefonul, am sunat la un vecin și să sune la pompieri, au apărut pompieri într-o jumătate de oră. Da, da. Ți-ai întrebat de ce vrea să-și dea foc? A zis că vrea să moară și el și să distrugă mașina și să moară și dânsul, că... N-are pentru ce mai trăi. A zis că e divorțat, nu mai are pentru ce trăi. Am văzut, am ieșit afară să mă anunțe să îmi trag mașina. A, da, v-a anunțat. Că să îmi trag mașina mea, să nu-mi ia foc și azi. Da. M-a așteptat să fac așa ceva? Nu mă așteptam, eram om liniștit. Vecinii spun că cei doi sunt divorțați și au împreună doi copii. Din cauza neînțelegerilor cu soția, bărbatul dormea de ceva timp în mașina pe care a incendiat-o. Dar de ce dormea în mașină? Păi ce clata femeia fac? Da. Familia. Poliția a fost sesizată despre faptul că un cetățean a incendiat un autoturism. La această oră acest cetățean se află la secția de poliție. Facem cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Se pare că dumnealui a incendiat mașina fostei soții, sunt divorțați legal. În urma investigațiilor, polițiștii au constatat că bărbatul se afla în stare de ebrietate. Acesta va fi cercetat pentru distrugere.